Bogdan, ai 100 de încercări. Dacă nu reușești, îmi dai 100 de euro. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Sunt astăzi aici pentru că am acceptat provocarea lui Denis Alibek. Cu câteva clipuri în urmă am reușit o execuție destul de frumoasă pe care a văzut-o și Denis Alibek și mi-a zis: băi, vreau să te provoc la o nouă execuție, să vedem dacă reușești. Am zis ok, hai să văd execuția, s-a dus la antrenament, a filmat-o, mi-a trimis clipul, iar eu acum trebuie să fac această execuție, să văd dacă reușesc. O să vă las întâi execuția mea pe care eu am reușit-o și a văzut-o și el. Probabil mulți dintre voi deja o știți pentru că se află pe canalul meu de YouTube. Aceasta este execuția pe care eu am reușit-o și a văzut-o și Denis, iar acum să vă las execuția pe care Denis Alibek a făcut-o și mi-a zis să o recreez și eu să încerc să văd dacă pot să o fac. Bogdan, ai 100 de încercări. Dacă nu reușești, îmi dai 100 de euro. Bun, aceasta este execuția lui Denis Alibek, este destul de grea, am 100 de încercări, dacă reușesc, după cum a spus și el, am 100 de euro. Dacă nu, trebuie să-i dau eu lui 100 de euro. Nu o să editez clipul deloc, adică nu o să tai, o să încerc fix 100 de încercări din prima, dacă reușesc bine, dacă nu, nu, trebuie să-i dau 100 de euro. Așa că apăsați butonul de like, încurajați-mă și haideți să-i dăm drumul la video, să vedem dacă reușesc dintr-o 100 de încercări. Să numărați și voi acolo cu mine încercările, ca să nu depășesc 100, ok? Hai să-i dăm drumul la treabă. Bun, aceasta este poarta noastră, va trebui să stau aici în spatele porții, ceva de genul ăsta, și va trebui să dau mingea cu efect să se ducă peste poartă și să cadă în plas. Este destul de grea execuția, trebuie să știi să-i dai efect, dar vom încerca și noi. După cum ați văzut pe filmare, el a reușit undeva din a patra lovitură, parcă ceva de genul ăsta. Bun, hai să dăm drumul. Eu am doar 5 mingi, așa că va trebui să alerg după ele destul de mult, dar nu asta contează. Numărați și voi cu mine ca să nu pierd numărătoarea, avem doar 100 de încercări. O să încerc să nu editez nimic, să las clipul așa cum îl filmez, exact 100 de lovituri. Dacă reușesc bine, dacă nu, dau 100 de euro, ok? Dacă nu, bași la băiatul bani aici. Hai să-i dăm drumul.
Da! Mă, cu siguranță am făcut mai puțin de 100, așa că o să mai încerc de câteva ori, măcar de 10 ori. Foarte! Pentru că am reușit, ați văzut, de 2 ori și nu știu de câte ori am dat, o să mă uit acasă pe filmare să văd câte încercări am avut până am reușit de 2 ori, dar până la 100 o să mai încerc, așa că de mult să vină bani la băiat, ok? Uite-o! Am obosit destul de tare, sunt bucuros că am reușit. Nu mă gândeam că o să reușesc așa repede. E destul de grea pentru că mingea trebuie să lovească oarecum aici tibia, să cadă pe tibie și după cu vârful să o împingi, să poți să-i dai efect invers, să intre în poartă. E destul de greu, încercați și voi acasă să vedeți. Nu mă așteptam să fie așa grea, am zis că bă, din 2-3 sigur o reușesc. Oricum am făcut mai puțin de 100, sunt sigur de asta. Numărați și voi pe cameră, o să văd și eu acasă la editat. Bun, iar acum, Denis, îți dau și eu ție o nouă provocare să văd dacă poți să o faci. Haideți cu mine! Asta! Forță! Like acolo în forță! Yay! Bun, asta a fost provocarea mea pentru Denis Alibec, ăsta a fost clipul de astăzi, am reușit din mai puțin de 100 de încercări, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like, dați-mi follow pe Instagram la Marius Bogdan, haideți să facem 50.000 de like-uri la clipul ăsta, mă bucur că am reușit, vreau să văd și eu pe filmare acasă din câte încercări am reușit să fac execuția lui Denis Alibec. Cu voi astăzi a fost Bogdan, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video, pa!